În această zi de sabat, este un sabat foarte special pentru mine, dar pentru voi. Este un sabat plin, ca un sabat mare cu solii frumoase. M-am bucurat cu adevărat și vă mulțumesc tuturor că ați venit. Vom studia un subiect în această seară. Titlul studiului este Biblicul 9:11. Acest mesaj este din categoria prea de tot. Cine poate să sufere? Știți la ce mă refer? Odată Iisus a predicat și mulți din urmașii lui au spus: vorbirea aceasta este prea de tot. Cine poate să sufere? Și au plecat. L-au părăsit, deoarece a spus unele lucruri foarte tari. Aceasta este o solie din această categorie. Așa că așteptați să ascultați lucruri care sunt destul de serioase. De ce facem acest lucru? Nu pentru a speria pe oameni, ci pentru că trăim vremuri foarte serioase, în care se întâmplă lucruri serioase, care cer să fie dată o avertizare serioasă. Cum vom reacționa și răspunde la avertizarea și la solia este alegerea noastră, dar în ce privește solul, datoria lui este de a da solia. Și de asemenea să lase oamenii să facă alegerea dacă o vor primi. Fiecare va da socoteală înaintea lui Dumnezeu pentru sine. Aș vrea să fiți atenți, este foarte simplu și nu este greu de înțeles. Dar este foarte serios, așa cum vom vedea. Este una din acele solii pe care am dat-o și totdeauna o dau cu sentimente mixte și veți vedea de ce. Este ceva foarte aproape de inima mea și sunt sigur că va fi foarte aproape de inimile voastre și de inimile celor care ne ascultă. De aceea, avem nevoie de o porție în plus din Duhul lui Dumnezeu. Aș vrea să ne rugăm încă o dată și vă rog să-mi fiți alături. Iubit Tată din ceruri, suntem recunoscători că putem veni din nou în prezența Ta pentru a pleda și a ne ruga pentru Duhul Tău, care să ne dea pricepere. Doamne, Te rugăm așa cum s-a rugat David, deschide-mi ochii ca să văd lucrurile minunate ale legii Tale. Te rog să ne dai o minte ageră, însuflețită de Duhul Tău și Te rog să fii cu mine în timp ce vorbesc, fie ca Duhul să vorbească poporului Tău. Și deschide-ne, Doamne, cuvântul Tău și ajută-ne să înțelegem seriozitatea vremurilor în care trăim. Ne rugăm să răspundem în acord cu cuvântul Tău. Aceasta este rugăciunea noastră. În numele Domnului Iisus. Amin. Urmărind ceea ce se întâmplă astăzi, aflăm că există multă dezbatere. Multă discuție și multe neînțelegeri cu privire la anumite subiecte, despre care unii oameni cred că sunt irelevante, distrugătoare și înșelătoria diavolului. Atunci când sunt prezentate anumite subiecte, în mod special cu privire la Tatăl și Fiul și adevărul despre relația lor. Ați auzit aceasta de la anumiți oameni? Oamenii spun, această informație nu este relevantă pentru ultimele zile. Faceți problemă din nimic. Am auzit acest lucru de câteva ori și am fost surprins pentru că știm că controversa ultimelor zile este închinarea. Câți dintre voi nu erați aici seara trecută? E bine, deci majoritatea ați fost aici și subiectul din seara trecută era închinarea, punctul central al conflictului din ultimele zile.
Dumnezeu nu ne-a lăsat în întuneric la acest punct. În multe locuri, El ne-a dat profeții, ne-a dat indicații despre ceea ce se va întâmpla și când se va întâmpla. Astăzi ne vom uita la o profeție foarte înfricoșătoare, care ne spune că ceea ce se întâmplă astăzi în toate aceste agitații, dezbateri și conflicte, nu este o întâmplare, nu este un subiect secundar, ci chiar esența problemei. Așa cum vom vedea din Scriptură. De aici, bineînțeles, vine titlul nostru, Biblicul 9:11. Cunoașteți cu toții că evenimentul care a avut loc în țara voastră, dar și în lumea întreagă, era 9:11. Vă amintiți de aceasta? Acum, acest studiu nu este despre 9:11 și cine a făcut sau nu acest lucru. Dar punctul important de la 9:11 este acesta. Lumea nu este aceeași după acest eveniment, nu-i așa? Aici a început. America nu mai este aceeași după acest eveniment. Era un eveniment care a schimbat lumea pentru totdeauna. A început un război care durează până acum. S-au întâmplat multe lucruri ca rezultat de la acest eveniment și tot ce putem spune este zilele de dinainte de 9:11. Ne putem numai reaminti de ele, dar acum trăim într-o realitate diferită. În Scriptură există un eveniment asemenea acestui eveniment, după care lumea niciodată nu va fi aceeași. Este un eveniment care nu poate fi inversat și nu se poate întoarce după ce se întâmplă. Odată împlinit, asta e. Știți care este acest eveniment? Ne este dat în Apocalipsa 7:1-3. Aici avem descrierea acestui eveniment. Acesta este un eveniment paralel și de aceea vreau să-l țineți minte în timp ce înaintăm. După aceea am văzut patru îngeri care stăteau în cele patru corțuri ale pământului. Ei țineau cele patru vânturi ale pământului ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. Și am văzut un alt înger care se suia dinspre răsăritul soarelui și care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri, cărora le fusese dat să vă temă pământul și marea, zicând: nu vă temați pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Aceasta este sigilarea. Aici spune: nu vă temați pământul, până nu vom pune pecetea, ceea ce înseamnă că odată ce sigilarea este terminată, aceste vânturi vor fi eliberate și va urma o distrugere. Și noi ne referim la acest eveniment ca fiind închiderea timpului. Închiderea timpului de probă pentru omenire, corect? Aceasta este evenimentul care, într-un sens, este echivalent cu 9:11. Un eveniment care, odată întâmplat, este definitiv pentru oricine. Nu vă puteți întoarce, nu-l puteți schimba sau anula. Odată timpul de probă încheiat, așa rămâneți. Aveți ori sigilul lui Dumnezeu, ori semnul fiarei. Ieri am vorbit puțin despre semnul fiarei. Acum vom vorbi puțin despre acest eveniment și semnificația lui pentru timpul în care trăim. Acest eveniment este așa de important încât Dumnezeu vrea ca biserica lui să fie pregătită pentru încheierea timpului de probă. Nu vrem atunci când va veni acest moment să ne găsim în partea greșită, nu-i așa? De aceea Dumnezeu a dat în Scriptură, în altă parte, mai multe informații despre acest eveniment important. În Vechiul Testament, în cartea lui Ezechiel, avem o paralelă la acest eveniment. Ioan vorbește despre asta în Apocalipsa capitolul 7. Ezechiel 9 este echivalentul. Iată ce spune. Domnul i-a zis: treci prin mijlocul cetății, prin mijlocul Ierusalimului și fă un semn pe fruntea, același loc, așa, oamenilor care suspină și gem din pricina urâciunilor care se întâmplă acolo. Iar celorlalți le-a zis, în auzul meu: treceți după el în cetate și loviți, ochiul vostru să fie fără milă și să nu vă îndurați. Ucideți și nimiciți pe bătrâni, pe tineri, pe fecioare, pe copii și pe femei, dar să nu vă atingeți de niciunul din cei ce au semnul pe frunte. Începeți însă cu sanctuarul meu. Ei au început cu bătrânii care erau înaintea templului. Vedeți paralelele? Sigilare pe frunte, urmată de distrugere. Corect? Și include pe toți. Este același eveniment important. Cuvinte diferite, limbaj diferit, dar același lucru este descris în acest pasaj. Un semn pe frunte. Am văzut că cei 144.000 sunt cei care au numele Tatălui scris pe frunte. Asta este semnul despre care vorbim aici. Este sigilul lui Dumnezeu, semnificația de păzirea zilei pe care Dumnezeu
a binecuvântat-o și a sfințit-o. Corect? Această profeție sau eveniment este așa de înfricoșător și trebuie să înțelegem care este starea poporului sau bisericii lui Dumnezeu în ultimele zile. Acest lucru este atât de important încât chiar și serva Domnului face un comentariu despre asta. Manuscrise Eliberate, volumul 18, pagina 236. Studiați capitolul 9 din Ezechiel. Nu aceasta am citit. Ezechiel, capitolul 9. Studiați capitolul 9 din Ezechiel. Aceste cuvinte vor fi împlinite în mod literal. Cu toate acestea, timpul trece și oamenii sunt adormiți. Care oameni? Despre cine vorbește? Mai specific, adventiștii de ziua a șaptea. Corect? Este vorba despre noi, adventiștii de ziua a șaptea. Oamenii sunt adormiți. Câte fecioare din cele 10 dorm? Toate. Bun, toți știu. Este vorba despre noi. Toți dormim. Ei refuză să-și umilească sufletele lor ca să fie convertiți. Domnul nu va răbda prea mult timp pe oamenii care au avut astfel de mari și importante adevăruri descoperite lor, dar care au refuzat să aducă aceste adevăruri în experiența lor individuală. Iată ce înseamnă adevărul cu adevărat. Adevărul care nu este adus în experiență individuală nu este de fapt adevăr în ceea ce ne privește pe noi. Dar punctul cheie la care vrem să ne uităm în timp ce studiem acest capitol din Ezechiel este ca și capitolul 9 care vorbește despre Israel și serva Domnului ne spune să-l studiem. Cu alte cuvinte, la care grup de oameni se referă această profeție? Biserică, corect? Care biserică? Biserica Adventistă de ziua șaptea, adventismul în general. Știați că Biserica Adventistă de ziua șaptea este în profeție? Vom studia acest lucru. Profeția din Ezechiel 9 pe care vreau să studiem începe de fapt cu capitolul 8. Luați Bibliile și urmați-mă. Vom petrece ceva timp în Ezechiel, capitolul 8. Pentru că aceasta este locul unde începe profeția sau viziunea. Și după ce vom studia capitolul 8, ne va fi ușor să înțelegem capitolul 9. Tot ce va trebui să facem este să citim fără a comenta. Totul va fi clar ca lumina zilei. Deci, asta vom face. Vom citi Ezechiel capitolul 8. Aveți Bibliile pregătite? Vom examina întregul capitol și vom face o examinare detaliată. Vom vedea ce putem învăța din această profeție înfricoșătoare. Pentru că, nu uitați, timpul acestei profeții este chiar înainte de închiderea harului, timpului de probă. Asta ne interesează. Cu alte cuvinte, în această viziune, în această profeție, Dumnezeu ne dă o imagine de cum biserica, care biserică? Cum arată această biserică chiar înainte de a veni distrugerea? Acesta este timpul. Având acest lucru în minte, vom aprecia cu adevărat ce ne spune Scriptura în acest capitol. Să începem. Ezechiel capitolul 8 cu versetul 1. În a șaselea an, în ziua a cincea, a lunii a șasea, pe când ședeam în casă și bătrânii lui Iuda ședeau înaintea mea, mâna Domnului Dumnezeu a căzut peste mine. Unde era Ezechiel? Știe cineva? În casă. Așa spune versetul. Dar unde era aceasta? Era în robia babiloniană. El era rob în Babilon și era vizitat de bătrânii lui Iuda și a primit o viziune. Versetul 2. M-am uitat și iată că era un chip care avea o înfățișare de om. De la coapse în jos era foc și de la coapse în sus era ceva strălucitor. Ca niște aramă lustruită. Am văzut pe cineva și îl descrie. Pe cine a văzut? L-a văzut pe Hristos, corect? Este aceeași descriere ca în Apocalips. O ființă asemănătoare cu foc. Iisus în Apocalipsa este îmbrăcat în soare. Ioan spune, fața lui era ca soarele când strălucește. Deci, el îl vede pe Domnul Hristos. Domnul Hristos este cel care dă această viziune. Vom vedea acest lucru în curând, dar nu este punctul central. Să vedem ce se întâmplă mai departe. Versetul 3. El a întins ceva ca o mână și m-a apucat de zulufii capului. Este în viziune, corect? Descrie ce se întâmplă. Duhul m-a răpit între cer și pământ și m-a dus în vedenii dumnezeiești. La Ierusalim. Să ne oprim un pic aici. Pe cine a văzut Ezechiel?
pe Domnul Hristos. A văzut un chip care avea o înfățișare de om. Și acum spune că el l-a apucat și apoi spune, Duhul m-a răpit. Ați prins ideea. Căci Domnul este Duhul. Numai pentru a ne aminti acest lucru. Deci l-a luat în viziune, nu uitați că era o viziune, și Ezechiel este luat în această viziune și este dus până la Ierusalim, la ușa porții de la curtea dinăuntru, care caută spre nord. Deci, este dus la locul închinării din sanctuar și vede această ușă spre nord și apoi spune unde era locul idolului geloziei care stârnea gelozia. Deci, în această viziune, Ezechiel este purtat sute de mile până la Ierusalim. La templul sau sanctuarul, la curtea dinăuntru spre nord și vede ceva. Ce este aceasta? Vede un idol, spune locul idolului geloziei care stârnea gelozia. Ce înseamnă aceasta? Ce stârnește gelozia? Biblia ne spune, Exodul 34:14, Dumnezeu spune poporului său, să nu te închini înaintea unui alt Dumnezeu, căci Domnul se numește gelos, este un Dumnezeu gelos. Un alt verset, Deuteronom 32:21. Mi-au întărâtat gelozia prin ceea ce nu este Dumnezeu. M-au mâniat prin idolii lor deșerți și eu îi voi întărâta la gelozie printr-un popor care nu este un popor. Îi voi mânia printr-un neam fără pricepere. E foarte simplu, dumnezeii falși târnesc gelozia lui Dumnezeu. Deci Ezechiel a văzut la ușă dinspre nord din sanctuar un idol al unui Dumnezeu fals care stârnea gelozia lui Dumnezeu. Are sens? E foarte simplu. Vom merge pas cu pas și vom avea o imagine a ultimelor zile. Nu uitați că ceea ce Ezechiel vede în Ierusalim nu este ceva ce se întâmplă acolo în mod literal, ci vede aceste lucruri în viziune și ceea ce vede el este o imagine nu a Ierusalimului de atunci, ci o imagine a bisericii când? Chiar înainte de închiderea timpului de probă. Nu uitați acest punct. Este un punct de referință și este uneori greu să ne uităm la detalii și zicem că toate erau pentru atunci. Este o descriere a bisericii de astăzi. Să nu uităm acest lucru. Să vedem ce se întâmplă mai departe. Versetul 4. Și iată că slava Dumnezeului lui Israel era acolo, așa cum o văzusem în vale. Aici se referă la capitolul 1, versetul 5. El mi-a zis, fiul omului, cine-i vorbește? Domnul Hristos. Deci Domnul Hristos îl ia pe Ezechiel în această viziune și Ezechiel se uită și notează ceea ce vede. Apoi Hristos îi vorbește și se asigură că el notează anumite lucruri. El i-a zis, fiul omului, ia ridică ochii spre nord. Am ridicat ochii spre nord. Iată că idolul acesta al geloziei era la nord de la poarta altarului, la intrare. Am observat deja aceasta, dar Iisus îi spune lui Ezechiel, uită-te acolo. Nu vreau să pierdeți aceasta, este o informație importantă. Prin ochii lui Ezechiel, noi primim o imagine a cum stau lucrurile astăzi. Deci el vede acest idol la nord de altar. Ce se face la altar? Jertfirea. Cine se ocupa cu jertfirea? Preotul. Deci, în locul unde preotul avea autoritate, el vede un idol al unui Dumnezeu fals. Unde era exact? La intrare. Deci, atunci când oamenii vin la închinare pentru a oferi jertfe și daruri, și chiar la ușă, este acest idol al unui Dumnezeu fals. În spațiul în care preoții sau liderii spirituali au autoritate. Corect? Și Domnul Iisus spune, Ezechiel, uită-te chiar acolo. Aceasta este imaginea pe care o vedem aici. Ce reprezintă jertfele? Pe Domnul Hristos, nu-i așa? El este mielul lui Dumnezeu care ia păcatul lumii. Deci liderii poporului pervertesc ceea ce îl reprezintă pe adevăratul fiu al lui Dumnezeu și în locul lui este acest idol fals, acest Dumnezeu fals care stârnește gelozia. Cu alte cuvinte, aici avem o măsură de responsabilitate.
celor care au autoritate în acest spațiu. Să mergem mai departe. În Psalmul 81 cu versetul 9, Scriptura spune: niciun Dumnezeu străin să nu fie în mijlocul tău și să nu te închini înaintea dumnezeilor străini. O instrucțiune clară, dar Ezechiel acum vede că în Ierusalim nu este urmată deloc. Nu numai acolo, ci avem în multe alte locuri. În Ieremia, capitolul 2, cu versetul 11, Dumnezeu pune această întrebare interesantă. Și-a schimbat vreodată un popor dumnezeii, măcar că ei nu sunt dumnezei? Dar poporul meu și-a schimbat slava cu ceva care nu este de niciun ajutor. Exact acest lucru se întâmplă acum, în această viziune. Dumnezeu întreabă: uită-te la Babilon, de exemplu, și-au schimbat ei dumnezeii? Uită-te la sirieni, și-au schimbat ei dumnezeii? Nu, nu, ei sunt consecvenți și dumnezeii lor chiar nici nu sunt dumnezei. Dar poporul meu, care ar trebui să se închine adevăratului Dumnezeu, m-a părăsit și îi slujește la alți dumnezei. Înțelegeți punctul de aici? Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune: păgânii sunt mai consecvenți în închinarea lor decât propriul meu popor. Și Ezechiel vede în grafică detalii sau imagini de acest lucru având loc în sanctuar, în locul unde se face închinare la Dumnezeu. El vede acest idol, acest Dumnezeu fals. Ei bine, să mergem mai departe. Versetul 6. Ne întoarcem în Ezechiel. Și el mi-a zis, este Hristos, corect? Fiul omului, vezi ce fac ei? Hristos nu vrea ca Ezechiel să piardă ceva. Vezi asta, Ezechiel? Vezi tu marile urăciuni pe care le săvârșesc aici casa lui Israel? Ca să mă depărteze de sanctuarul meu. Dar vei mai vedea și alte urăciuni și mai mari. Nu era o viziune prea fericită pentru Ezechiel. Dar observați scopul întregii acestei închinări false. Este pentru a-L îndepărta pe Domnul Hristos din sanctuarul Său. Păstrați acest lucru în minte, pentru că să nu uităm că Ezechiel vede o imagine a bisericii în ultimele zile. Lui a fost dată o imagine despre ceea ce se va întâmpla sau ceea ce se întâmplă. Va trebui să decidem care din aceste două este cel corect. Versetul 7. Atunci m-a dus, deci mergem la urăciuni și mai mari, corect? Stadiul 2. Atunci m-a dus la poarta curții. M-am uitat și iată că era o gaură în perete. Interesant. Tocmai ce am citit despre spărtură, corect? Spărtură sau un gol? Vă amintiți câte uși erau în sanctuar? O ușă. Odată am arătat această imagine și oamenii au spus că sunt trei uși. Nu. Nu. Este o singură intrare. Deci era o ușă și ușa pe cine simbolizează? Pe Domnul Hristos. Iisus a spus: eu sunt ușa. Era o singură cale în sanctuar, corect? Nu există o altă cale, nu există nicio spărtură, tunel sau ceva asemănător. De ce? Pentru că era simbolul al faptului că Iisus este singura cale, așa cum zice în Ioan 10:9, eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit, va intra și va ieși și va găsi pășune. Dar acum, Domnul Hristos îi arată lui Ezechiel uitându-se la ușă. El observă ceva pe perete. Ce anume? O gaură în perete sau o spărtură? Să vedem ce altceva. Cu alte cuvinte, ceva este greșit. Să vedem ce altceva se întâmplă. Versetul 8. Și mi-a zis, fiul omului, ia, sapă în perete. Am săpat în zid și iată că era o ușă. Aceasta este interesant. Ezechiel acum participă în viziune. El vede o gaură și Hristos îi spune, ok, acum sapă. El începe să sape, gaura devine tot mai mare și mai mare și el realizează deodată că acolo este o ușă. Cu alte cuvinte, aceasta este o ușă secretă, ascunsă, corect? Este ascunsă, nu se vede, trebuie săpat și această ușă este o altă intrare, așa? Este o intrare alternativă. Acum Iisus este calea pentru că El este singurul mijlocitor, este singura ușă. Acum vedem în sanctuar o altă ușă. O altă intrare sau un alt mijlocitor este prezent, dar este ascuns. It needs uncovering. God uses Ezekiel to uncover that. Are you with me so far?
este secret și trebuie descoperit. Mă urmăriți? Ne uităm numai la sensul cuvintelor, nu este o muncă de om de știință. Și mi-a zis, intră și vezi urăciunile cerere pe care le săvârșesc ei aici. Am intrat și m-am uitat și iată că erau tot felul de chipuri de târâtoare și de dobitoace urâcioase și toți idolii casei lui Israel zugrăviți pe perete, de jur împrejur. Deci în spatele acestei uși secrete, Ezechiel vede această închinare falsă care are loc. Tot felul de chipuri de târâtoare, dobitoace urâcioase și toți idolii zugrăviți pe perete, de jur împrejur. Ce priveliște ar trebui să fie aceasta pentru Ezechiel? În timp ce vedea pe poporul lui Dumnezeu și, bineînțeles, noi știm cine se ocupa cu sanctuarul, liderii spirituali implicați în această lucrare. În această afacere secretă în spatele ușii secrete. Acum să ne reamintim că aceasta este o imagine despre ceea ce se întâmplă astăzi. Vă reamintesc ca să nu uitați. Sunt aceste imagini niște imagini pictate pe pereții bisericii? Nu, imaginile sunt reprezentative. Acestea sunt simboluri. Idolatria nu înseamnă numai a avea imagini, ci idolatria unde începe? În inima, în minte. Și asta ne spune și Ezechiel în 14:3. Dumnezeu spune, Fiul omului, oamenii aceștia își poartă idolii. Unde? În inimă și își pironesc privirile spre ceea ce i-a făcut să cadă în nelegiuire. Să mă las eu să fiu întrebat de ei? Ce înseamnă acest lucru? Să-L întrebăm pe Dumnezeu înseamnă să cerem, să ne rugăm. Idolatria sau idolii îl fac pe Dumnezeu să întrerupă comuniunea și închinarea noastră cu Dumnezeu. Și idolatria, așa cum am citit mai devreme, nu constă numai în a avea idoli, din lemn sau piatră, ci ne spune mai departe în spiritul profetic în felul acesta. Mărturii, volumul 5. Suntem noi închinători ai lui Jehova sau ai lui Baal, ai viului Dumnezeu sau ai idolilor? Poate că nu avem altare vizibile, poate că nu există niciun chip pe care ochiul să se oprească și totuși putem practica idolatria. Cum e posibil acest lucru? Este tot așa de ușor să-ți faci un idol din ideile sau obiectele nutrite, cum poți modela Dumnezeu din lemn sau piatră. Mii de oameni au o concepție greșită despre Dumnezeu și atributele sale. Ei slujesc unui Dumnezeu fals, tot așa cum făceau și slujitorii lui Baal. Ne închinăm noi adevăratului Dumnezeu așa cum este El descoperit în cuvântul Său în Hristos în natură sau adorăm vreun idol filozofic așezat în locul Lui? Observați contrastul aici? Adevăratul Dumnezeu sau vreun idol filozofic? Știți unde se găsește un idol filozofic? Este aici. Vreo înțelegere despre Dumnezeu care este filozofică, care ia locul adevăratului Dumnezeu. Acum, aici, spune, adevăratul Dumnezeu, Tatăl, așa cum este El descoperit în cuvântul Său, în Hristos și în natură. Am văzut deja acest lucru. Deci, avem un conflict aici. Deci, Ezechiel vede în imagini ceva ce se va întâmpla în ultimile zile în biserică. Să mergem mai departe. Versetul 11. Înaintea acestor idoli stăteau, acum, El este înăuntru și după acea ușă secretă, corect? Și El vede toate aceste chipuri și imagini și înaintea acestor idoli stăteau 70 de oameni din bătrânii casei lui Israel, în mijlocul cărora era Iazania, fiul lui Șafal. Fiecare din ei avea o cădelniță în mână și se înălța un nor gros de tămâie. Aceasta este închinare condusă de bătrâni. Cine sunt bătrânii? Pastorii, liderii spirituali. Deci aici vedem o închinare secretă, ascunsă, condusă de lideri, în spatele ușii mijlocitorului alternativ. O altă ușă, nu-i așa? Acest lucru este important să-l ținem în minte pentru că o să vedem dacă este sau nu este așa. Ce reprezintă acest nor gros de tămâie care se înălța? Rugăciuni. Sunt rugăciuni către acest Dumnezeu. Sau Dumnezei falși, care sunt reprezentați de toate aceste reprezentări. Și aceasta se face în secret. Observați versetul 12. Și El mi-a zis, Fiul omului, vezi ce fac în întuneric bătrânii casei lui Israel? Fiecare în odaia lui plină de chipuri. Că ce-i zic? Nu ne vede Domnul. A părăsit Domnul țara aceasta. Vreau să țineți în minte ceva aici. Conform acestei viziuni, în biserică, în ultimele zile, va exista o închinare secretă și falsă.
condusă de către liderii bisericii. Da sau nu? Asta este ceea ce spune. Chiar înainte de închiderea timpului de probă, Hristos l-a luat pe Ezechiel într-o viziune specială ca să-i arate aceste lucruri pentru folosul nostru. Și îi spune, Ezechiel, nu vreau să pierzi ceva. Asigură-te că ai văzut aceasta și aceasta și scrie încât poporul meu în 2012 să citească și să înțeleagă ce se întâmplă. Este scris chiar pentru noi de acum. Ce altceva se întâmplă? Versetul 13. Și mi-a zis, vei vedea și alte mai multe urâciuni, și mai mari decât acestea pe care le săvârșesc ei. Deci Hristos îi spune, Ezechiel, nu s-a terminat, devine și mai rău. Versetul 14. Și m-a dus la intrarea porții casei Domnului dinspre nord. Și iată că acolo stăteau niște femei care plângeau pe Tamuz. Acum vrem să înțelegem ce spune acest verset, pentru că spune mult. Vedem niște femei care plâng pe Tamuz, dar dacă ne uităm la margine, aflăm că nu este vorba de plâns, așa cum înțelegem noi plânsul, ci spune că ele strigau cu voce tare într-o manieră idolatră. Este vorba despre practici imorale ale închinării păgâne, care implica pe Doamne. Mă urmăriți? Deci ei nu stăteau așa și plângeau. Aceasta era o parte din ritualul de închinare adus acestui Dumnezeu fals, care se făcea într-un fel idolatru. Cu alte cuvinte, ele mergeau în curvie. Înainte să continuăm, aș vrea să observați ceva. Aceasta este al treilea stadiu pe care îl arată Domnul Hristos, corect? La început, Ezechiel a văzut idolul geloziei la ușa dinspre nord. După aceea, ce a văzut? Ușa secretă, în spatele căruia erau toate aceste chipuri zugrăvite. Și acum, Domnul Hristos îl aduce înapoi în același loc de la început, dar de data aceasta nu vede numai un chip, ci vede ce? Femei care plâng pe Tamuz. Vedeți? Aici avem o dezvoltare, o progresare. Un lucru duce la celălalt. Aceste femei stau la poartă. Ce reprezintă femeile? Biserici. Deci, aceste femei sunt biserici. Cu alte cuvinte, ei sunt laicii bisericii. Acum această închinare sau eveniment care are loc este afară și este deschis. Este la poartă, nu mai este secret. Știți ce înseamnă asta? Închinarea falsă care se desfășura în secret de către lideri, acum se revarsă peste și începe să afecteze restul bisericii. Până la punctul în care femeile sunt acum implicate public și deschis în această închinare falsă. Mă urmăriți? Acum, despre ce închinare falsă este vorba? Ce reprezintă ea? În Judecători, capitolul 2, cu versetul 17, ni se spun următoarele. Dar ei n-au ascultat nici de judecătorii lor, căci au curvit cu alți dumnezei. Este o idolatrie spirituală, este o închinare la alți dumnezei. Și s-au închinat înaintea lor. În curând, s-au abătut de pe calea pe care urmase părinții lor și n-au ascultat de poruncile Domnului ca și ei. Nu uitați că aceasta este o imagine a bisericii din ultimele zile. Chiar înainte de închiderea timpului de probă. Ne spune despre dezvoltarea apostaziei care are loc pas cu pas. Deci nu numai liderii ei, acum și membrii ei sunt implicați în curvie, închinându-se la alți dumnezei. Și Dumnezeul la care se închină este numit Tamuz. Plângeau pe Tamuz. Vom vedea mai multe despre Tamuz într-un minut. Unde ni se spune că au loc toate aceste lucruri? La poarta dinspre nord. De ce la poarta dinspre nord? Totul are o semnificație aici. Vă amintiți cine este în spatele acestei închinări false? Satana. Ce legătură are poarta dinspre nord? Vă amintiți ce a spus Satana în Isaia, capitolul 14? Îmi voi ridica tronul și voi face toate aceste lucruri și la sfârșit spunea, voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul nordului. Cu alte cuvinte, acolo este locul unde stă Dumnezeu. Corect? Dumnezeu stă la capătul nordului. Și în versetul 14 spune, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel preanalt. Lucifer a dorit să-și ridice tronul acolo unde era Dumnezeu și acesta este la capătul nordului, pe muntele adunării.
Dumnezeu a dat o imagine sau un model de aceasta și atunci a spus ca să se facă sanctuarul. Aceasta ne dă o imagine clară a ceea ce Lucifer a vrut să facă de fapt și toate acestea ne vor arăta de ce aceste lucruri au loc la poarta dinspre nord. Atunci când Moise trebuia să facă sanctuarul, Dumnezeu i-a spus că trebuie să-l facă după modelul, vă amintiți? Exista un model și toate diferitele părți ale mobilierului au semnificația lor, sunt simboluri și reprezintă ceva. Ne vom uita la unul din ele și vom vedea unde era localizat pentru că este important pentru noi. Exodul, capitolul 26, cu versetul 35. Masa s-o pui dincoace de perdea și sfeșnicul în fața mesei, în partea dinspre sud a cortului, iar masa s-o pui înspre partea de nord. Aici avem o bucată de mobilier care era pusă înspre partea de nord. Era o masă și vă amintiți cum se numea? Masa cu pâinile pentru punerea înainte. Deci această masă cu pâinile pentru punerea înainte era pusă înspre partea de nord. Și bineînțeles, voi știți ce mai era inclus în această masă. Aici avem o ilustrație, iată partea de nord. Ok, aici este arătat corect. Aici este în partea de nord. Acea masă cu pâinile pentru punerea înainte este în partea de nord. Ce altceva era Moise instruit să facă? Exodul 25, 23 la 25. Să faci o masă de lemn de salcâm, lungimea ei să fie de 2 coți, lățimea de 1 cot și înălțimea de 1 cot și jumătate. Să o polești cu aur curat și să-i faci o coroană de aur de jur împrejur. Să-i faci împrejur un pervars de un lat de mână, peste el să pui o coroană de aur de jur împrejur. Deci masa avea o coroană, apoi era un spațiu și după aceea era o altă coroană. Era peste un pervaz de un lat de mână. Deci aceasta era o masă dinspre partea de nord care avea coroană dublă. Așa este? Să o punem pe diagramă. Iată deci coroana dublă. Îmi plac vizualizările pentru că ne ajută să reținem lucrurile. Bine. Acum, ce se mai întâmplă la această masă? Levitic 24, capitolul 5 și 6. Să iei floare de făină și să faci din ea 12 turte. Fiecare turtă să fie făcută din 20 de efă. Să le pui în 2 șiruri, câte 6 în fiecare șir pe masa de aur curat înaintea Domnului. Deci, pe masa cu pâinile pentru punerea înainte, erau 2 șiruri de pâine. Câte 6 în fiecare șir, corect? Acum, toate aceste lucruri simbolizează ceva. Ce simbolizează? De exemplu, ce simbolizează pâinea? Vă amintiți ce a spus Domnul Iisus în Ioan 6:51? Eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Iisus de asemenea a spus, eu și Tatăl suntem una. Deci, pâinea este simbolul Domnului Hristos și pentru că Hristos este imaginea expresă a Tatălui, ea de asemenea este simbol al Tatălui. Pâinea este ceva ce susține viața. Asta este simbolul aici. Ceva ce va susține în viață. Într-o zi, David era cu armata sa și fugeau. Le era foame și au mâncat pâinea pentru că altfel ar fi murit. Pentru a susține viața, Hristos este susținătorul vieții. Deci pâinea, pentru punerea înainte, îl reprezintă pe Hristos și de asemenea pe Tatăl. Iată aceste 2 șiruri cu pâinile. De ce Dumnezeu i-a cerut lui Moise să le pună în 2 șiruri? Este de asemenea important. Era un motiv. Să punem toate împreună. În partea de nord, unde Satana a vrut să se așeze, este locul unde este tronul lui Dumnezeu. Și pe tronul lui Dumnezeu, câți ocupanți sunt? 2. Tatăl și Fiul. Deci, Dumnezeu i-a spus lui Moise, fă această masă, pune-o dinspre partea de nord, fă o coroană dublă și pune pe ea 2 șiruri de pâine, câte 6 în fiecare. Putea să spună 3. Putea Dumnezeu să spună să facă 3 șiruri egale. Este ușor. Putea să fie unul singur cu toate 12 pe el. Nu a pus unul, nu a pus 3 sau 4, ci spune, pune 2. De ce? Pentru că era simbolul Tatălui și al Fiului. Aceeași pâine, aceeași natură.
Sunt multe simboluri aici. Iisus a spus în Apocalipsa 3:21, celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe tronul meu, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe tronul lui. Deci, aici vedem o imagine din sanctuar. De aceea diavolul a dorit să stea la capătul nordului. El a spus, și eu mă voi așeza acolo. Și s-a ținut un sfat între tatăl și fiul, la care diavolul, el nu era diavol atunci, ci Lucifer, nu i s-a permis să participe, pentru că așa am auzit mai devreme. Pura ființă din tot universul care putea intra în sfaturile lui Dumnezeu era fiul, de aceea masa cu pâinile pentru punerea înainte avea doi, numai doi și numai mulți ocupanți ai tronului. Auziți ce spune spiritul profetic de asemenea, câți ocupanți avea tronul? Deoarece oamenii, știți, au dubii când noi vorbim și spun, nu, nu este așa, de aceea vrem să vedem un număr credibil de dovezi. Patriarhi și profeți, împăratul universului a adunat oștile cerești înaintea sa, pentru ca în prezența lor să poată prezenta adevărata poziție a fiului său și să arate relația pe care el o promovează cu toate celelalte ființe create. Fiul lui Dumnezeu s-a așezat cu tatăl personului acestuia și slava celui veșnic, a celuia care exista prin sine însuși, îi cuprinse pe amândoi. Ok, este destul de clar. Astfel, această masă cu pâinile pentru punerea înainte este simbolul tronului lui Dumnezeu, unde șed tatăl și fiul. Câte pâini sunt aici? 6. Diavolul și el a vrut să șadă aici. Ceea ce ne dă numărul 666. O problemă foarte serioasă, nu-i așa? Nu a zis diavolul, îmi voi ridica tronul meu acolo unde șade Dumnezeu. Această imagine ne reprezintă tronul diavolului, acolo unde șade Dumnezeu. Aceasta este la ceea ce ajungem, nu-i așa? Pare amuzant, dar este foarte serios. Planul diavolului este să facă acest lucru în mințile oamenilor. Știți asta? Despre asta vorbim aici. De aceea nu este ciudat că omul fără de legii are numărul 666. Este o închinare falsă. Cu alte cuvinte, adevărul a fost pervertit. Există elemente corecte în închinarea omului fără de legii, dar ele au fost pervertite, devenind astfel eroare. Deci am văzut această foarte serioasă problemă care se dezvoltă în sanctuar. Dacă adăugați un tron aici pentru diavol, locul unde el a dorit să stea, aceasta distruge total imaginea. Este un sistem pervertit de închinare. Întrebarea este, a avut diavolul succes în a face aceasta în mințile oamenilor? El nu ar putea niciodată să facă aceasta în cer. A încercat, dar nu a reușit, corect? Astăzi, el face acest lucru în mințile oamenilor. Este uimitor că în mințile oamenilor, în spațiul pe care îl avem pentru Dumnezeu, ei au 3 locuri. În mintea lor, nu-i așa? Un idol filozofic păstrat cu evlavie în minte. De aceea avertizăm noi. Ok, mergem mai departe. Aici este o altă propoziție cu privire la ocupanții tronului și spune, am văzut un tron și pe el stăteau tatăl și fiul. Am citit aceasta deja. Este viziunea despre sfârșitul celor 2300 de zile. Unde Tatăl se duce în Sfânta Sfintelor și este urmat de Domnul Hristos. Și atunci când Hristos a plecat, ni se spune că Satana părea să fie unde? Lângă tron, încercând să continue lucrarea lui Dumnezeu. I-am văzut privind în sus către tron și rugându-se, Tată, dă-ne Duhul Tău. Satana sufla atunci asupra lor o înrăurire nesfântă. Era în această lumină și multă putere, dar nu era iubire, dulce, bucurie și pace. Acum această viziune este foarte, foarte clară. Ne spune că tronul are numai doi și apoi ne spune că Satana încearcă să ocupe o poziție pe tron pentru a înșela oamenii cu ajutorul tronului. Ceea ce este interesant în acest pasaj, ar trebui să citim primul pasaj. Să ne întoarcem înapoi și să citim repede. Cei care se ridicaseră împreună cu Iisus își trimiteau către el rugăciunile în Sfânta Sfintelor și se rugau, Tată, dă-ne Duhul Tău. Apoi Iisus sufla asupra lor Duhul Sfânt. Însuflarea aceea era lumină și multă iubire, bucurie și pace. Deci ei s-au rugat pentru Duh și care erau cuvintele pe care le foloseau? Tată, Tatăl meu, dă-mi Duhul Tău. Și au primit Duh Sfânt, care a venit din Hristos, care este pâinea. Apoi vedem un alt grup. Atunci când a apărut Satana pe tron, ei de asemenea se roagă și se spun, Tată, dă-ne Duhul Tău. Este aceeași rugăciune. Dacă facem o comparație, este chiar aceeași rugăciune. Ei spun aceeași lucru, dar primesc răspuns diferit.
Întrebarea este aceasta: ce face diferența? Deoarece când aceștia se roagă de data aceasta, cine răspunde? Satana răspunde. Este oare posibil? Nu mai gândiți-vă, este oare posibil să te rogi lui Dumnezeu și să ai răspunsul lui Satana? Asta este ceea ce gândesc acești oameni. Ce face diferența? Puteți spune aceleași cuvinte și la o persoană, Dumnezeu va răspunde, în timp ce la cealaltă persoană, Satana va răspunde. Știți ce face diferența? Înțelegerea lor cu privire la cine se roagă. Unde se roagă? Unde sunt trimise rugăciunile lor? În sanctuar. Ei nu simt privirile asupra Fiului lui Dumnezeu și, din cauza asta, cineva preia locul lui și încearcă să răspundă la rugăciunile lor. Aceasta este o avertizare foarte serioasă și vom vedea dacă are sau nu are importanță pentru noi cei de acum. Viziunea lui Ezechiel nu se referă la acea perioadă, așa că să nu înțelegem greșit. Ne uităm la principiul care provine din această vedenie specială. Deci, ni se spune că aceste femei plângeau după Tamuz. Corect? Cine era Tamuz? Ei bine, am vorbit de el seara trecută. Tamuz era fiul lui Semiramida și a lui Nimrod. Nimrod nu era cu adevărat tatăl lui, așa? Dar el, Nimrod și Semiramida, erau venerați ca prima trinitate. Tamuz era fiul zeului Soare. Am spus acest lucru, vă amintiți? El era fiul fals al lui Dumnezeu, un fiu al lui Dumnezeu contrafăcut. Era o reîncarnare presupusă și astfel Ezechiel vede în imagini că poporul lui Dumnezeu va ajunge să se închine lui Tamuz. Ei se vor închina unui alt fiu al lui Dumnezeu, nu celui adevărat. Am văzut aceasta în istorie. Am văzut că prima trinitate era în Babilon. Ne-am uitat la asta seara trecută, diferitele trinități între diferite națiuni. A început cu Tamuz, el a făcut numărul 3. Să vedem ce se mai întâmplă. El mi-a zis, vezi fiul omului, vei mai vedea și alte urăciuni mai mari. Mai mari decât acestea. Devine mai rău. Ce poate să fie mai rău? Liderii și poporul, în mod deschis, public, la poartă și fără rușine, se închină acestui Dumnezeu fals, o închinare falsă deschisă. Și este implicat Tamuz și Tamuz ne leagă de prima trinitate. Cu alte cuvinte, avem problemă cu trinitatea în Biserica lui Dumnezeu, în ultimele zile, chiar înainte de închiderea timpului de probă. Și Dumnezeu îl avertizează pe Ezechiel ca noi să ne putem trezi, deoarece am văzut mai devreme în spiritul profetic că poporul doarme. Și timpul trece. Deci Domnul Hristos spune, Ezechiel, asigură-te că ai notat totul. Ai văzut toate acestea. Acum să mergem la nivelul următor, pentru că aceasta devine mult mai rău. Versetul 16. Și m-a dus în curtea dinăuntru a casei Domnului și iată că la ușa templului Domnului, între pridvor și altar, erau aproape 25 de oameni cu spatele întors spre templul Domnului și cu fața spre răsărit. Și se închinau înaintea soarelui, spre răsărit. O închinare la soare deschisă în Biserica Adventistă. Chiar înainte de închiderea timpului de probă, conform Ezechiel 8:16. Da sau nu? Cine s-ar fi gândit la aceasta? Niciodată nu mi-am imaginat așa ceva. Și cred că la cei mai mulți dintre adventiștii de ziua șaptea nici în minte nu le-a trecut că acest lucru este posibil. Dar este scris chiar aici, sute și sute de ani înainte cu credincioșie de către Ezechiel. De ce? Pentru că Dumnezeu vrea să știm că ceea ce se întâmplă nu este o întâmplare sau o greșeală. El știe ce se întâmplă și vrea ca și noi să știm, pentru că nu vrea ca să fim înșelați. Deci vedem acum liderii poporului lui Dumnezeu. Mulți oameni discută despre numărul 25, dar eu nu voi intra în asta. Aici avem biserica și liderii ei. Nu contează dacă sunt 25 sau 100. Profeția este o reprezentare a întregului. Despre asta este vorba aici. Liderii poporului lui Dumnezeu, de data aceasta, în mod deschis, nu mai stau în întuneric sau secret, cum a văzut Ezechiel, ci între pridvor și altar, întorc spatele spre templu și se uită spre răsărit.
și iau un serviciu de închinare de răsărit și se închinau soarelui spre est. Vă amintiți că Dumnezeu a poruncit ca sanctuarul să fie construit cu anumite specificări și chiar așezarea sanctuarului trebuia să fie într-o poziție. Ușa sanctuarului trebuia să fie în ce parte? În partea de est. Și Sfânta Sfintelor trebuia să fie spre vest. Dumnezeu a făcut aceasta pentru un motiv. Știți care este acesta? Pentru că toți păgânii se închinau soarelui și se uitau spre est. Spre răsărit, pentru a se închina soarelui. De aceea Dumnezeu a spus, când vă veți închina mie, să nu faceți așa, ci întoarceți-vă cu spatele spre est. Și în felul acesta, cu spatele întors spre soare, ei se închinau în direcția opusă. Prin aceasta ei ziceau, soarele este numai o creație a lui Dumnezeu, dar noi ne închinăm Dumnezeului celui adevărat. Deci acești oameni, între privor și altar, și-au întors spatele de la adevăratul Dumnezeu, s-au întors de la el și se uită spre est. Și se închină, așa cum scrie, soarelui, spre est. Închinare la soare. Ne-am uitat la închinarea la soare seara trecută. Am văzut originile închinării la soare și ce reprezintă ea. Să vedem pe scurt pentru acei care poate nu erau aici. Închinarea la soare, vă amintiți, are trei etape. Răsărit, miază, zi și apus. Corect? Și era un Dumnezeu 3 în 1 și 1 în 3, pentru care era folosit acest simbol. Cele trei cercuri ale soarelui care se numeau cum? Tricuetra, foarte bine, unii își amintesc. Acest simbol, bineînțeles, era simbolul Dumnezeului Soare. În numeri 33:52, el a zis poporului său să distrugă toate imaginile și simbolurile ale Dumnezeului Soare. Dar iată astăzi, vedem împlinirea acestei profeții. Aceasta este cartea numită Trinitate. Este o carte din zilele noastre, nu este o carte antică și vom vedea de unde vine într-un minut. Vă amintiți ce a spus Roma? Motivele catolice pentru păzirea Duminicii, pentru că este o zi dedicată de apostoli în onoarea Sfintei Trinități. Ziua legată de Dumnezeu, închinarea la soare, se bazează pe Dumnezeul Soarelui. Duminică nu este nimic altceva decât supunere la Dumnezeul Soare. Acest citat este din Revien and Herald din 1854. Pionerii foloseau citate asemenea acestuia. Noi nu le mai folosim. Foloseau aceste citate pentru a arăta falsitatea acestui mod de închinare. Nu numai ziua este greșită, ci și Dumnezeul este greșit. Am văzut de asemenea alte exemple al Trinității, diferite imagini și simboluri. Dar această carte de aici poartă o asemănare foarte neobișnuită, așa cum am văzut seara trecută, corect? Vedeți vreo asemănare aici? Niciun comentariu. Aceasta este ceea ce se întâmplă în biserică astăzi. Aceasta este împlinirea profeției pe care a scris-o Ezechiel și pe care o citim chiar acum. Ezechiel spune, în ultimele zile, chiar înainte de închiderea timpului de probă, va exista o închinare la soare, deschisă, publică, în Biserica Adventistă de ziua a șaptea. Și chiar aici vedem împlinirea acestei profeții. Nu este alarmant? Știți ce înseamnă acest lucru? Timpul de probă este la punctul de a fi închis. Și am văzut-o, dacă vreți, mai priviți încă o dată. Când vorbim de închinare, am văzut ieri cum instruiesc liderii poporul. Nu fac acest lucru pentru a critica pe cineva. Ne uităm numai la ceea ce spune profeția. Nu eu vin cu aceste lucruri, ci profeția. Și tot ce facem noi este să vedem împlinirea profeției. Unicitatea în natură și caracter a celor trei persoane ale lui Dumnezeu ridică o foarte folositoare întrebare despre rugăciune, onoare și închinare. Dar cum este cu rugăciunea directă către Duhul Sfânt? Cu toate că nu avem niciun exemplu clar sau o poruncă directă să ne rugăm Duhului Sfânt, a face acest lucru are în principiu ceva suport biblic implicit. Observați acum sfatul liderilor. Pare numai logica poporului Dumnezeu să poată să se roage direct și să se închine Duhului Sfânt. Un alt Dumnezeu care stârnește gelozia.
Aceste lucruri nu sunt deasupra cunoștinței lui Dumnezeu. Dumnezeu știa că acest lucru se va întâmpla. El a avertizat poporul său că aceste lucruri se vor întâmpla. Și aceasta este exact ceea ce spune și face Roma. Am citit acest citat ieri și de aceea vreau să vă spun că Papa se roagă Duhului Sfânt. Vreau să vă întreb ceva. Frați și surori, cum este posibil ca poporul lui Dumnezeu și Antichristul în ultimile zile ajung să se închine la același Dumnezeu? Asta este ceea ce vedem în aceste simboluri. Dacă sunteți atenți și înțelegeți simbolurile, cum e posibil? Aceasta este lucrarea diavolului pentru a înșela poporul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu pentru profeția lui Ezechiel. Slăvit să fie Dumnezeu. Dumnezeu ne-a descoperit. El spune, eu știu ce se întâmplă. Notează ce se întâmplă. Liderii se vor întoarce de la mine și se vor închina Dumnezeului Soare. Și vor trage pe toți după ei, în afară de cei care sunt cu adevărat credincioși. Care înțeleg ce se întâmplă. Ce e cu duminica? Mulți oameni spun, duminica este închinarea la soare. Am citit de asemenea un citat despre duminică. Domnul, în aceste ultime zile, are o controversă cu pretinsul său popor. Cine sunt aceștia? Adventiștii de ziua șaptea. În această controversă, oamenii din poziții de răspundere vor lua cursa în opoziție directă cu cea luată de Neemia. Ei nu numai că vor ignora și disprețui sabatul pentru sine, dar vor încerca să-l ascundă de alții, cufundându-l de desubtul gunoiului obiceiurilor și tradițiilor. În biserici și adunările deschise, predicatori vor îndemna poporul pentru necesitatea păzirii prime zile a săptămânii. Aceasta este profeția. Vom avea o împlinire de plină a închinării la soare, dar aceasta nu este singura dovadă despre închinarea la soare. Nu ziua contează, cât contează Dumnezeul zilei. Închinarea la soare este deja aici, așa cum am văzut. Astfel, profeția lui Ezechiel este destul de alarmantă. Versetele 17 și 18. Și el mi-a zis, vezi fiul omului? Și eu vă spun, ați văzut ceea ce v-am împărtășit? Vedeți aceste lucruri? Înțelegeți ce se întâmplă? Asta este ceea ce Dumnezeu îi spune lui Ezechiel. Este prea puțin oare pentru casa lui Iuda ca să săvârșească ei urăciunile acestea pe care le săvârșesc aici? Trebuia să mai umple și țara cu silnicie și să nu înceteze să mămânie? Iată că ei își apropie ramura de nas. Aceasta este o expresie proverbială care înseamnă că ei sunt insolenți. Sunt nepocăiți. Ei nu vor să asculte. Versetul 18. De aceea și eu voi lucra cu urgie. Ochiul meu va fi fără milă. Și nu mă voi îndura, chiar dacă vor striga în gura mare la urechile mele. Tot nu-i voi asculta. Nu este acest lucru trist? Imaginați-vă, Domnul Hristos să fie forțat să ajungă la punctul ca să nu ne mai asculte. Dar tot nu-i voi asculta. De ce? Pentru că ei sunt așa de înrădăcinați în sistemul lor fals de închinare, încât Dumnezeu nu le mai poate ajuta. Ei refuză să le fie rușine. Frați și surori, așa cum am zis, acest lucru este alarmant pentru noi. Pentru că Ezechiel a văzut aceste informații pentru noi de astăzi. Și astfel, nu este nicio mirare că toate aceste controverse care sunt între noi, chiar acum sunt de fapt o împlinire a acestei profeții. Avem o luptă spirituală în jurul acestui subiect particular. Este un război între Dumnezeul Soare și adevăratul Dumnezeu și acest război are loc în mijlocul poporului. Asta este ceea ce a văzut Ezechiel, de aceea în 1 Petru 4 cu 17 ni se spune că suntem în clipa când judecata asta să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă? Celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu. Judecata începe de la casa lui Dumnezeu. Acum am văzut ce se întâmplă în Ezechiel 8. Au fost patru urăciuni, progresive și legate, și progresarea se termină cu o închinare deschisă la soare. Așa este? Știți, aceasta este într-adevăr greu de digerat. Nu știu despre voi, dar este greu de crezut. Nu, asta este imposibil. Dar nu este imposibil, dovezile sunt chiar aici. Cuvântul lui Dumnezeu nu poate greși. Raportul Scripturii nu poate fi desființat. Și noi trebuie să fim în stare, în mod corect, să înțelegem profeția. Câți oameni înțeleg cu adevărat despre ce vorbește această profeție? Vă spun, dacă sunteți un închinător la soare, atunci habar nu aveți ce înseamnă această profeție. De câte ori ați auzit predici despre Ezechiel 8 și închinarea la soare în biserică? Pun pariu că nu ați auzit. De ce? Pentru că cei mai mulți au fost prinși în această închinare falsă la soare.
Dumnezeu a descoperit acest lucru lui Ezechiel. Acum mergem la următorul capitol. Nu ne va lua mult timp. Fiți fără grijă, aproape că am terminat. Dar este un studiu trist, într-adevăr. Nu este un studiu plăcut. Imaginați-vă cum s-a simțit Ezechiel când a văzut toate aceste lucruri. Și Dumnezeu spune la sfârșit: eu nu voi mai asculta rugăciunile lor, chiar dacă vor striga toată ziua. Tot nu-i voi asculta. Ce se întâmplă după aceasta? Apoi a strigat cu glas tare la urechile mele: apropiați-vă, voi care trebuie să pedepsiți cetatea, fiecare cu unealta lui de nimicire în mână. Și iată că au venit 6 oameni de pe drumul porții, dinspre nord. Interesant, din locul înșelăciunii vine distrugerea. Așa este? Fiecare cu unealta lui de nimicire în mână. În mijlocul lor era un om îmbrăcat într-o haină de in și cu o călimară la brâu. Au venit și s-au așezat lângă altarul de Aram, acolo unde are loc închinarea, cu fața la soare. Slava Dumnezeului lui Israel s-a ridicat de pe heruvimul pe care era și s-a îndreptat spre pragul casei și el a chemat pe omul acela care era îmbrăcat cu haina de in și care avea călimara la brâu. Domnul i-a zis: treci prin mijlocul cetății. Aici este locul unde am pornit, dar acum avem fundalul pe care se întâmplau cele mai dinainte. Mai dinainte de acest moment. Treci prin mijlocul cetății, prin mijlocul Ierusalimului și fă un semn pe fruntea oamenilor care suspină și gem din pricina tuturor urăciunilor care se săvârșesc acolo. Există bărbați și femei care suspin și gem. Ei înțeleg aceste urăciuni și se roagă adevăratului Dumnezeu să intervină. Vreau să vă spun ceva, frați și surori. Dacă nu înțelegeți aceste urăciuni care se săvârșesc, veți putea primi acest semn. Acum ascultați-mă cu atenție. Cei care primesc acest semn trebuie să înțeleagă urăciunile care se săvârșesc acolo. Știți că majoritatea nici nu cred că există vreo urăciune. Semnul este rezervat numai pentru cei care suspină, care suspină și gem din pricina urăciunilor. Nu puteți suspina dacă nu înțelegeți care sunt acestea. Aceasta este calificarea. Acești oameni nu sunt nimeni alții decât cei 144.000. Sunt aceiași oameni care primesc sigiliul viului Dumnezeu în Apocalipsa 7. Acum înțelegem puțin mai mult ce trebuie ei să știe despre urăciunile care au loc în mijlocul Ierusalimului. Nu numai că trebuie să știe, dar trebuie să suspină și să geamă. Mulți dintre noi ar putea spune: e bine, eu știu. Întrebarea următoare: suspin și gemi? Numai aceștia vor primi semnul. Versetul 5: iar celorlalți le-a zis în auzul meu: treceți după el în cetate și loviți, ochiul vostru să fie fără milă și să nu vă îndurați. Ucideți și nimiciți pe bătrâni, pe tineri, pe fecioare, pe copii și pe femei, dar să nu vă atingeți de niciunul din cei care au semnul pe frunte. Începeți însă cu sanctuarul meu. Ei au început cu bătrânii care erau înaintea templului. Frați și surori, aceasta este aproape de a se întâmpla. Dar încă nu suntem acolo, slavă lui Dumnezeu. Dar suntem aproape acolo. La câți oameni putem să ajungem înainte ca această distrugere să vină? Aceasta este de fapt sarcina acestui mesaj. Cu toți, cu toți avem frați și surori în biserica pe care o cunoaștem. Am vorbit cu unii dintre voi și am auzit unele dintre experiențele voastre despre ceea ce se întâmplă. Este trist, diavolul se luptă cu putere, dar nu renunțați. Dumnezeu are oameni și scopul sau misiunea noastră este să salvăm oameni, nu să-i condamnăm. Scopul acestei viziuni nu este a condamna pe oameni, ci să-i salvăm din aceste urăciuni. Aceasta este cu adevărat scopul. Ei au început cu bătrânii care erau înaintea templului. Versetul 7, și el le-a zis: purcați casa. Cuvinte triste. A cui este casa? Casa lui Dumnezeu. Spurcați casa și umpleți curțile cu morți. Ieșiți. Ei au ieșit și au început să ucidă în cetate. Pe când ucideau ei astfel și eu stăteam încă singur acolo, am căzut cu fața la pământ și am strigat: Doamne, Dumnezeule, vrei să nimicești tot ceea ce a mai rămas în Israel, vărsându-ți urgia asupra Ierusalimului? Săracul Ezechiel, una după alta, urăciune după urăciune, și apoi această distrugere. Ezechiel este în mod complet copleșit. Știți, acest fapt că Ezechiel este total copleșit ar trebui să fie și în interiorul nostru, de asemenea.
Și această pledoarie, acest strigăt al lui, este strigătul nostru, pentru că nu trebuie să uităm ceva. Este un Ezechiel în profeție. Și sper să jucăm rolul lui Ezechiel în a descoperi aceste lucruri și a ne ruga pentru poporul lui Dumnezeu. De asemenea, cu alte cuvinte, lui Ezechiel îi se pare că toți vor fi nimiciți. Corect? El spune, Doamne, vei nimici pe toți? Nu e nimeni lăsat. Se pare că toți sunt nimiciți. Vă amintiți de Ilie? El a crezut că a rămas singur. Astfel, poate vi se pare că sunteți singuri în biserica voastră, în grupul vostru sau în familia voastră care crede și înțelege adevărul. Dar Dumnezeu are oamenii săi. Dumnezeu are 7.000. El este copleșit. El mi-a răspuns, nelegiuirea casei lui Israel și Iuda este peste măsură de mare. Iată cum vede Dumnezeu, peste măsură de mare, țara este plină de omoruri și cetatea este plină de nedreptate, căci ei zic, Domnul a părăsit țara și Domnul nu vede nimic. De aceea și eu voi fi fără milă și nu mă voi îndura, ci voi face să cadă asupra capului lor faptele lor. Aceasta este un mesaj foarte serios, frați și surori. Știți, nu putem glumi cu adevăratul Dumnezeu. Atunci când poporul lui primește o cunoaștere despre el și îi întoarce spatele și se închină la un Dumnezeu fals, Dumnezeu nu mai poate face nimic. Aceasta este sensul de aici. Faptul că acești lideri se întorc de la Dumnezeu pentru a se închina la un Dumnezeu fals, înseamnă că ei au cunoscut adevărul și s-au întors de la el. Așa este? Și asta este exact ce se întâmplă în biserică. Am citit mai devreme toate aceste citate de la pionieri. A fost un timp când noi, ca popor, îl aveam pe adevăratul Dumnezeu, dar prin influențe secrete, care s-au furișat în rândurile noastre, înșelăciunea a devenit acum publică. Până la punctul în care, atunci când vorbești despre asta, oamenii cred că este ceva în neregulă cu tine. Așa de rău este. Deci, aceasta este ceea ce spune Dumnezeu. Voi face să cadă asupra capului lor faptele lor rele. Și iată că omul îmbrăcat cu haina de in și care avea călimara la brâu, acesta este omul care sigilează, corect? A adus următorul răspuns. Am făcut ce mi-ai poruncit. S-a întors destul de repede. El era unul singur și după el erau 5 cu uneltele de nimicire. El își termină treaba înainte de ei. Știți ce înseamnă acest lucru? Nu sunt mulți, așa? Nu sunt mulți, numai câțiva. Și acest eveniment este biblicul 9:11. Să ne întoarcem înapoi. Acest eveniment, într-adevăr, când omul cu călimara la brâu se întoarce, nu este nimic altceva, ci momentul când lucrarea de sigilare este terminată. E bine, aici am rămas. Și acest eveniment este biblicul 9:11. Niciodată nu veți uita acest verset, corect? Ezechiel 9:11. Aceasta nu este o glumă, ci este într-adevăr în Biblie. Ezechiel 9:11. Este ultimul verset din capitol. După aceea începe un nou capitol. Ezechiel 9:11 este închiderea timpului de probă, când totul este terminat. Deci, acum știți ce înseamnă 9:11. Este ușor de reținut. Dar este foarte solemn și serios, frați și surori. Acest timp este aproape de a se întâmpla. Încă nu suntem acolo, slavă lui Dumnezeu. Deci, apelul meu în lumina acestor lucruri este nu numai să știm despre aceste urăciuni, ci să facem ceea ce trebuie să facem, să suspinăm și să gemem. Avem o responsabilitate foarte înfricoșătoare de a descoperi adevărul altora. Poate fi descurajator, poate veți fi luați în râs. Dar avem de a face cu o problemă de viață și de moarte, frați și surori. Și știți, lucrul trist în această profeție este, de multe ori sperăm și vrem, ce este cel mai bine. Dar lucrul trist în această profeție este că liderii religioși nu se vor întoarce de la închinarea la soare.
distrugerea, vine în timp ce urâciunile au loc. Sunt numai acești câțiva indivizi care recunosc și înțeleg urâciunile, care primesc semnul. Așa este. Am văzut profeția. Distrugerea vine atunci când ultima urâciune are loc. Și Dumnezeu spune, treci prin mijloc și sigilează. Din pricina urâciunilor și urmează distrugerea. Acestea sunt cuvinte grele. Știu. Cine poate să sufere? Este faptul trist al subiectului. Asta este ceea ce spune profeția. Așa spune Scriptura. Nu este ceva cu care venim noi și spunem. Dar încă nu suntem la sfârșit. Este același lucru care s-a întâmplat națiunii iudaice. Exact același lucru. De aceea, spiritul profetic ne spune că noi repetăm istoria acestui popor. Am văzut toate aceste elemente. Nu era nevoie să comentez fiecare element din profeție. Sunt sigur că toți ați observat legătura. Un idol fals, fals mediator, închinare falsă la Fiul lui Dumnezeu contrafăcut și închinare deschisă la soare la sfârșit. Deci, apelul meu este, nu vreau să vă descurajez, ci să vă încurajez. Dumnezeu atinge inimile oamenilor. Dumnezeu restaurează adevărul Său. Și toți cei care sunt cinstiți și îl iubesc pe Dumnezeu nu vor fi lăsați în întuneric, dar noi avem o lucrare de făcut, avem o misiune. De aceea apelez la voi. Vă rog să fiți între aceia care gem și suspină. Din pricina urăciunilor care se fac, să suspinați și să gemeți în folosul fraților voștri și fraților mei. Aceasta este misiunea noastră. Să ne rugăm la încheiere. Iubit Tată din Cer, îți mulțumim pentru cuvântul profeției. Îți mulțumim că cuvântul Tău este adevărat de la început și îți mulțumim că nu ne-ai lăsat în întuneric cu privire la aceste lucruri. Și, Doamne, în timp ce Scriptura ne descoperă vestea cea bună a Evangheliei, ea de asemenea ne descoperă și partea serioasă a înșelăciunii și efectul ei asupra celor care sunt prinși de ea. Doamne, știm că este un studiu dureros și mă rog pentru poporul Tău. Mă rog pentru biserica noastră, Doamne. Mă rog ca fiecare din noi să fie găsit credincios la datoria sa de a geme și suspina din pricina urâciunilor care se săvârșesc și să facem tot ce putem de a salva pe cei care sunt în cercul nostru de influență. Îți mulțumim, Doamne, că ai arătat mila față de noi și te-ai întors către noi și ne-ai făcut să ne întoarcem la Tine. Și te slăvesc pentru că asculți rugăciunea mea și mă rog pentru toți cei de aici care ascultă oriunde ar fi, să ne dai înțelepciune și înțelegere. Cum să fim în stare să avertizăm și să împărtășim cu dragoste și compasiune pentru a câștiga oameni, nu pentru noi, nu pentru teoriile noastre, ci pentru Isus și pentru viața veșnică. Aceasta este rugăciunea noastră. În numele Domnului Isus. Amin.